Da, continuăm discuția noastră cu Serghei Mizil, ce să mai cu introducere cu asta, că oricum suntem năuciți de cap din ce povestește și... Rămăsesem cu discuția că și în viața voastră au intervenit niște schimbări majore la un moment dat. Da, domne, nu majore, dar din punctul meu de vedere... Să plângem un pic de milă așa nomenclaturile. Nu, și normale. Ia. Păi, gândește-te că în prima parte când... Și România mergea bine, că se vindeau țigări Kent la bucată. Bun, că era o piață neagră din care toată lumea... Nu, se vindeau, la chioșc. Da, mă, dar noi vorbim de declin. Vorbim păi de anii 80 încolo. Cum a fost, să fac diferența între aia. Deci, ce nu era normal atunci? De exemplu, luam șalupa, o spărgeam, îmi aduce alta. Nu plăteam benzină. Uh-huh. Nu plăteam benzină la mașini. Vreau orice mașină vreau eu. Vreau BMW-ul, mi-aducea BMW-ul. Vreau Mercedes, mi-aducea Mercedes. Vreau ăsta. Exista un magazin pe lângă Vulturi, această statuie, pe lângă Paris. Așa. Pe lângă asta, în care aveai absolut tot ce vrei tu afară la niște prețuri ridicole. Uh-huh. Nu vreți băutură și asta. Vroiai ceas, vroiai blană, vroiai absolut catalog și ți-aducea absolut totul la niște... Și într-o zi toate astea s-au terminat. Așa, pus cum era cu mâncarea. Ați comandai, ți aducea icre, micre, alea. Casele imense. Pază imensă. Adică la noi... Ce facem? Vă păzeați de popor? Pă tata îl păzeau că tata s-a retras de la conferința în 64 sau nu știu când, de la Budapesta, când a vrut să-l omoare. Când singurul la nivelul la care s-a retras din conferință de asta, cu rușii, cu astea, cu toate astea, le-a cerut taurul și alea și l-au scos pe burtă, pe astea, au vrut să-l omoare, aveam automate prin casă, prin astea, mașini, prin canale, să fugim, tot felul. A, da, exista un plan de ăsta? Da. Aveați? Păi da. Ați fost instruiți? Nu eu. Pe mine cine să mă scoată? Pe ăla. Da, m-am înțeles, dar adică știați, erați conștienți de un plan de exit de ăsta în caz de... Eu eram mai mic, mă uitam așa, dar vorbea oia pe acolo. Da? Pe mine. Da, e cum să nu. Aha. Deci a fost perioada asta de confort total. Stai puțin, nu, ca să... De ce eram păzit? Când nu eram păzit de popor, ăsta a început să se ia cu rușii, da, cu americanii, cu alea, adică schimbase macazul și astea. Deci, în curte erau milițieni, erau securiști, erau alea trei în casă, în fine, 10-15 persoane erau zilnic acolo. Casele imense. După aceea s-au restrâns casele, s-au restrâns mașinile, s-au făcut din vile mici. Cu căsuța din curte ai rămas, nu? Sper. Nu. Am plecat acolo? Ai plecat acolo. Bă, nu rău, păi... Ai ursul sau? Nu, l-am dus la grădină. Ne-am mutat pe Emil Zola, aici, lângă televiziune, aha, într-o vilă. E muzeul Zambaccean și încă o replică identică în spate, în aia. Deci nu rău. Da, domne, nu. Deloc, adică... Stai puțin față de aia. Da, corect. Da. Înțelegi? Mm-hmm. Și s-au restrâns, s-a dispărut ăla, mâncarea nu mai luai decât dacă erai așa și... Ați început să plătești benzina? De mult. Mașina ta, benzina ta. Mâncarea o aveai raționalizată și la sector. Asta e când a început să strângă cureaua ca să plătească datoria externă, da? Planul lui? Da. Deci spui că a afectat și nomenclatura, nu doar poporul... Nu, pe toată lumea. Ansamblu. Doar că voi căzând... Nu, a venit el cu ideea să nu mai se meargă decât în mașini românești. Da. Adică făcusele nouăle alea 20 sau nu știu cât erau. Deci nu mai erau mașini străine și s-a restrâns. Da, într-un fel era normal. Da, devenise și pentru voi ăștia care nu prea aveați contact cu lumea reală, apăsătoare atmosfera în țară? Adică le simțeați că băi... Nu aveam contact cu lumea reală, adică și... Adică aveai discuții în familie... Nu, cu Nicu. Cu Nicu Razna? Cu Nicu. Da? Cu Nicu vorbeam, cu toți vorbeam, da, pe de acolo și ei s-a tras că ea ne-au turnat lumea asta. Cum să nu discutăm? Da. Cum puneați problema? Discutam că vine și Iliescu. Vorbă... Da, dom'le, vorbeam. Că ce? Că nu e aia, că nu e aia, că nu e aia. Da, pe și el era. El cred că, nu știu dacă avea discuții cu taică, să nu l-am întrebat toată. L-am intrat în șimpațiască spre final, n-am mai vorbit. Așa. Dar ăla era miții rău de tot. Cine? Ceaușescu. De către cine? De către popor. De către slujile care erau sub el. De exemplu, taică tu a avut vreodată curaj să spună un adevăr în față? Ba da, i-a spus, pe de-aia l-a și marginalizat și asta, dar cum să spun...
Eu asta, știi, mi s-a părut foarte confortabil pentru restul care, de care s-a înconjurat Ceaușescu până în 89. După 90 au avut, au jucat cartea asta foarte confortabilă pentru toată lumea și chiar demn așa. Domnule, noi îi spune, nu ținea cont. Nu, mănâncă căcat, nu-i spunea nimeni nimic, mănâncă căcat toți. El i-a adus pe aia care erau intelectuali când, i-a dat jos pe aia lui Gheorghiu, deci pe băia oamenii rușilor și pe aia, i-a adus pe partea de intelectual, care după aia i-a ras și pe aia, în afară de tata, cu Trofin, cu Gogu Rădulescu, care e profesor de matematică, academician, i-a ras pe aia și i-a adus pe ultimii ăștia care erau cu Yesmen, cu astea, care au avut. Dar ce se întâmplă și acum? Nu dau nume și, dar și acum eu văd oameni care au pornit și care i-au nebunit din jurul lui și chiar cred niște chestii care... Așa le cred, înțelegi? Da. E foarte complicat când îți vine fiecare, că am auzit vorba aia, dom'le, să nu-l deranjează, că e un om că el se naște la 200 de ani sau nu știu cât. A. Și te nebunea sistemul, dom'le, adică paranoia asta a românilor, că noi avem boala asta, pe toți îi facem varză. Înțelegi? Îți dau un exemplu. Eram unul atât, că nu vreau să mai intru în astea. Așa, zi un nume, că n-ai zis niciun nume. Păi nu, eram pe Cioplea. Și era Nicolae și Nea Ceaușescu erau în față. Noi mai în spate. Ca să vezi cum te poate înnebuni. Și ăia, militarii curățaseră zăpada. Și ea spune, Nicule, pe am venit la munte și mi-e zăpadă și din față aruncau militarii zăpadă în fața lor. E normal că nebunești, măi, dacă schimbi relieful. Da, da. Și plus Minciune și plus ăștia cu Linsun, cur. Da, bun, care e Linsun, da. Da, pe. Să reformulăm. Da, să reformulăm. Care se practică și azi, da? Nu se practică, acum la scară mult mai mare. Da? Păi tu nu vezi ce se întâmplă? Da, mă rog, acum oricum, dacă vrei să te găsești surse alternative de informare, nu? Că bă, acum... A, cu informarea, nu, dar cum sunt ăștia, cum se mută, cum fug dintr-o parte în alta, ai văzut, acum îl pune pe ăla, sunt băiești, Dumnezeu fuge de la ăla, se duce la ăla, tot jos pe ăla. Îl fac, dar în orice caz, ăștia nu cred în nimic, că ăștia sunt niște derbedei, mi-asum ce spun, care n-au niciun fel de... La noi nu este stânga, nu este dreapta, nu este nicio doctrină, nimic. A, bun. Nu, dar vreau să spun de la aia. Ăia măcar credeau într-o chestie, nene. Da? Care? Care aia cu comunismul, cu acea, adică credeau în chestia aia. Stai un puțin, că comunismul, dacă o reduci așa la câteva lozini simpliste, egalitate, nu știu ce, care, că voi trăiați într-o bulă și te uiți și... Stai puțin, adică... că eu trăiam într-o bulă, că de exemplu, tata muncea 24 cu 24, venea să culca. Adică atunci chiar să muncea. Da, mă, dar care are power to the people? Că power to the people era așa, când vă convenea vouă lozin card să mai mobilizați niște... Nu, eu n-am fost lozin card și n-am făcut asta. Nu, adică au crezut în ideea asta, domne. Nu am aprofundat. Asta zicea și la Vinia Beta, cu care am discutat, că pe final, chiar și în ultimele clipe, înainte de a fi împușcat, zicea, domnule, să mă judece în fața... Bun. Nu, da, a cântat internațional, care nu o spune nimeni. Corect. Ba da, a spus-o ea. A cântat, a spus-o? Nu, dar nu spune autor. Pe de-aia n-au dat filmul Tâlharie. Da, adică... Bă, eu zic că e greu să te împuști unul să cânti. Înseamnă, crezi în aia. Eu aș lua familia, aș lua copiii. Da, uite, legat de teze, tu spui că Nicușor n-ar fi ajuns să conducă România. Ar fi ajuns să o conducă? Nu știu. Dar cum... Fă-mi și mie pe plac, te rog. Era pregătit, dar era, nu știu cum să spun. Era cu fragil? Nu era fragil, era un om foarte sensibil, dar avea chestiile astea așa de, cum să nu, cum oprea tirurile, bă, totul dați aici, la Sibiu când era acolo, că de-aia l-a obit aia. Adică făcea chestiile astea care, nu știu dacă se preta, dar apropo că... Dar cum l-ai caracterizat tu pe Nicușor? Un băiat extrem de sensibil. A, sensibil ce? Plângea la filme de dragoste? Nu, dom'le, sensibil ca om. Așa. Un om care îți recită romanțe și ale e sensibil. Eu ascult manele, dă mamă cu toporul mine, că sunt mator, nu ascult a căzut fuza din nămol. Sau și ce, el ce punea romanțe și astea? El și cânta. Da? Recita poezii, ceea ce iar mă încurca. Serios? Da. Ce? Din ce? Toate poeziile. Nu mă întreba ce, că n-am citit prea multe poezii ca să-mi dau seama ce recita. Așa. Înțelegi? Și foarte, cum să spun... Nu fricos, adică era așa sfios, adică n-avea curaj să-l facă. Adică nu muștenise ceva din ce avea ea, dorința de putere, de afirmare. Păi de... și la ea e foarte complicat dorința. Nu era nimic complicat, dacă te uiți. Păi stai puțin, că dacă o vezi cum a început, era început așa. După aceea au nebunit-o toți ăștia, Ursul, Mursul, toți ăia. O făceau la două zile academicianul, o făceau la trei zile, o duceau acolo, o primea aia. Bă, încep să crezi până la urmă. Dar apropo de asta, de că primea titluri cu roaba și din toate direcțiile, din toate orizonturile, Nicu ce zicea? Ați avut o dată discuții de genul ăsta? Băi,
se minuna la lucrurile care se întâmplă? Nu, râdeam. Râdeați? Da. Luați la... Da, și el râdea și noi râdeam. Ziceați bancuri cu ei? E, cum toată lumea, dar ce? Dar nu era, dar îl și înjuram, îi făceam, dar avea, nu asta este povestea, dar ia plecat pe alt drum, dar spun, am un exemplu acum, dar nu vreau să-l dau, că sunt prieten bun cu el. Nu, dom'le, cum l-a nebunit lumea. Păi dă zi! Sunt oameni care au plecat, și uite-ți mai, nu, uite-mă, care a vrut să mai plece din președinte la noi care a ajuns? Din funcție? Da, din funcție. Păi nimeni n-ar mai fi plecat. Care doar, dintre ei când Constantinescu n-a mai candidat? Da, ăla că l-a înfrânt. Care dintre ei de la partid, uite la partid, cum l-a dat de la partid, a fugit din partid. Își face partidul lui. Își face partidul lui. Nu. Înțelegi? Da, asta că îi nebunesc lumea. Dar tu am stat cu o groază de demnitari și cu Iliescu, sute de nopți și cu ăsta în boală, pe ăsta mare rău de tot. Păi Iliescu? Da. Păi zi, ia descarcă-te, ce ai cu el? Nu, că iar mă scrie, iar mă ia pe Facebook, mai apă alea. Dar, mă, serios, de unde ți se trage cu el? Păi la ce a făcut? Păi așa și cu familia. Păi nu știu, eu vorbesc de legat de familia mea strictă. Okay. Avem treabă de familie, nu cu aia. Uh-huh. Aia și a doua, care am foarte drept, că a făcut morți după Revoluție și că nu răspunde. Nici nu o să răspunde. Și nici nu o să răspunde, și e normal. Păi... Asta că trebuie la subiect. Că m-ai încurcat, la ce m-ai încurcat, că m-ai dus cu Iliescu. Așa. Vorbeam cu o groază de demnitari. Cum ai încurcat? Da. Nici mai știu ce vorbeam. Vorbeam cu o groază de demnitari înainte și după, că am avut avantajul să-i cunosc pe foarte mulți atunci și acum, care vorbeai cu ei înainte de funcție. Așa. Bă, niște oameni normali, niște oameni deschiși. Puteai să discuți despre Occident, despre că aveam părul lung, despre alea, despre alea. Bă, mâncați așa limba ta. Când ajungeau pe o funcție mare... Mm. Bă, parcă le ștergea Dumnezeu mințile, mă. Se nivelau complet. Și agresivi, uh-huh. Bă, și complet. Ce, bă? Păi ca acum. Exact ca acum se întâmplă. Da. Păi nu s-a schimbat natura umană, Serghei, da, bă, dar, bă, am stat și eu pe afară, am văzut și eu, îți dau exemplu, uite, cu Kennedy, da? Când la mielipă Kennedy, că m-a mișcat foarte mult, toată garda lui i-a spus ăla să vină în avion și i-au spus, nu, McNamara, noi ne dăm demisia, noi mergem cu președintele, în al doilea. Ai noștri cred că și pe aripă să urca un primul, să fie cu președintele. Înțelegi că de ce am bătut un demnitar? Că, na, așa. Ăsta era prin secretar la Brașov. Noi mergeam acolo. Așa. Prim secretar. Vânătoare, tăvi, mici, cârnați, ha-hu, flegme, mașină de miliție să ne scoată, nu știu ce. Că vrei să zici fleci, nu flegme. Așa. Da. După ce că avea cu rotația, după vreo două luni, l-a pus băia, nouă. S-a constipat instant. Dar, stai puțin. Eu eram la Marea Cela Serghei cu același păr, uh-huh. Cu același topor, cu aceleași chestii. Nu, cu toporul la brâu. Da, nu mai aveam pe aici, dacă eram la munte și la mare, în orice împrejurare. Și era clubul la bazin și eu stăteam cu... filme jucai, tata. Și eu stăteam cu un scaun așa. Da. Înțelegi? Și el vine. Și securiștii lui spun, v-am văzut că n-am văzut, lăsați-l. El în piept, lăsați-i, și mă întoarce ca scaunul și spune, băi, omul cavernelor, cam părul ăla. Mm-hmm. Mam, una! Aia, v-am spus să lăsați în pace. S-a dus și m-a spus și Ceaușescu și a spus, ce-i gătat acolo el? Hai. Deci asta mă omora, până transformarea, cu o zi înainte, cu două săptămâni ai fratele meu, mâncam, cântam, lăutar, ne deam cap pe cap, beam și bă, cum îi pune, cum le știe, parcă le știe creierul, mă, mâncați așa. Dar tu ai fost în politică acum. 99% tu vezi cum vorbești cu ăștia. Am avut tangență, nu că n-am fost cu să... Păi nu, ai avut tangență. Da. Dar tu n-ai văzut cum vorbesc acum la televizor, mâncați aș gura ta. Dar nu la televizor, dar ce... la protocol înainte la protocol, de emisie. Dar nu, dar acum și... dacă vezi cum spui, zici că n-au fost niciodată la guvernare. Corect. Și bă, ce-ar face ăștia? Da, și i-au distrus-o. Da, te uiți la Băsescu să moară mama, zici, bă, uite, bă, ce le zice, bă, și ce bine a fost. Mai că vine să-i zici, băi, ți-e milă de el. Da, parcă n-ai fost tu, parcă au venit acum și spună. Da, tupeu fantastic. Pentru că nu i-a amendat nimeni niciodată, pentru... Da, nu că nu i-a amendat, dar... Așa a fost, așa erau înainte și îi căpiau, dom'le, pe aia căpiau, îi puneau recolte în alea, și când făceau cu sutele alea de oameni care țipau, bă, oricum... Mă, eu cred teoria asta până la un punct. Băi, te suia și el în mașină, mergea... I-a și plăcut, ce să facă? Că nu puteau să-i construiască... Bă, nebunule! Hai mă, Serghei, lasă-o... Fii atent aici, ca să vezi cum se vorbea, că asta nu... Dacă vrei să te... Mă ascult două secunde, nu să mă crezi, ascultă-mă să vezi... Nu tu, el, nu, ascultă-mă. Hai să ne și certăm, să nu iei scaunul. Nu, da, ca să vezi cum puteau să vorbească și eu mă încurcau, că asta nu pot să nu o spun. Așa. Eram cu
un prieten al meu, Bartolomeu Finiș, dar nu știu dacă ai auzit de el. Așa. Care a cumpărat cu totul cocoș. Așa, a murit, Dumnezeu să-l ierte. Că toți nu erau un avit întâmplător, cumnatul lui și așa era în garda lui Nicolae Ceaușescu. În garda de corp apropiată. Da. Tony, Dumnezeu să-l ierte pe ăsta. Eu am luat o vilă de la Znagov, nu vila mea, o vilă cu ăștia, cu băutură multe, cu lepre, cu normal, femei cu băutură, cu astea, cu așa, așa. Și a venit directorul stațiunii a doua zi, acolo la de la gospodărie, bă, Serghei, că ai spart, că ai zgâria masa, că ai făcut, că nu știu ce, că nu știu ce. Eu mă uitam la așa și vine Toni cu Corbu și cu Sharona, câinii lui Ceaușescu. Să pișe câinele pe covor. Eu, bă, ăla, ce am zis, tovarșul Corba, tovarșul Corbu, tovarșul Sharona, pișați-vă, vă rog. Bă, vorbeau, să nu ajungă acasă să facem părul pe mine, vorbeau cu câinele, cu tovarășul, bă, ești nebun. Și l-am întrebat, bă, dar are microfoane, vă toarnă câinele, ce sunteți nebun? Bandă, da, nu știu, bănuiesc. Tovarăș, vorbeau cu tovarășul? Ăla, directorul tovarășului, lăsați-l pe tovarășul Corbu să pișe, păi dă-te, mă, mie, n-avem voie. Nu. Da. Mă, e cu masa, mă, e cu astea, și ăștia să pișe, pis, tovarășii. Incredibil. Da. Că de asta spun că, că n-ați trăit în mine. Păi și când vezi așa că tu nu nebunești? Da. Au și mergând pe linia asta, văzând toate transformările astea, tu, da, plecând, venind, trăind în România cu bune, cu rele, predeal, mare, munte, protocol și așa mai departe, cât îți imaginai că duce? Adică vedeai un final la toată povestea asta? Păi să discutăm. Anticipai cu... momentul 89? Sigur, pe să discuta cu Iliescu în casă. Tatăl tău în casă discuta despre... Ia spune-mi, hai să ne focusăm un pic pe personajul ăsta. Spune ce n-ai spus, că până la urmă de asta te-am invitat, că așa dacă repetăm povești... Nu, dom'le, ce n-am spus? Deci, ce să repetăm povești? Deci, care-i treaba cu Iliescu? De unde apăsarea asta? Supărarea mea este pentru că tata a avut belele care le-a făcut Ceaușescu o mare parte și din cauza lui. Că l-a apărat? Păi sigur, păi dacă erau tovarăși... Da, mă, păi, vă rebelizează, că eu știu, dar trebuie să știe lumea care privește. Erau unchiul. Așa. Așa, și după zic aceea... Zic, păi, Păncean era cu unchiul, cu metrie, cu frumos... Dom'le, erau la modul, nu că erau cu metrie, concedii împreună, cu alt unchi de-a meu, șprițuri împreună, sâmbătă, duminica, masă, pe terasă, la vile, împreună... Păi și Ceaușescu, de ce nu-l halea pe Iliescu? Păi știa că vine și face chestii, cum nu știa și mama. Ți-am zis că spre final discutam și cu Nicu și cu Ion, cu frații și cu toată lumea și cu patru ani știa. Dacă cu patru ani înainte de 89? Da. Patru ani? Păi era pe nu-l duse afară pe militarul, altă lepră. Înțelegi că pe militarul am boală că i-a omorât pe Trosca. Păi și cu Nicu când discutai, ce zicea Nicu? Asta m-a omorât și pe mine. Că măcar instinctul de conservare, te duceai la maică tu, la maică ta. Păi da, tu crezi că ea nu știa, mă? Păi da, nu-i monitoriza pe ăștia cu toată brigada. Păi și atunci... Păi asta te întreb și eu pe tine. Nici lui Nicu nu a spus când au plecat de pe CC. L-a sunat la Sibiu și a spus e în regulă tot. Lasă că nu au plecat. Bă, dar stai puțin, eu făceam altceva. Dacă eram acum, dacă eram dictator. În primul rând, lovele, îți conteam toți copiii afară. Băi, astăzi voi afară frumos, că nu-i dădea nimeni înapoi. Așa. Vedem ce se întâmplă, nu se întâmplă. Veniți, nu ați plecat acolo cu banii. Nici pe ea nu i-a protejat, mă. Poate a primit asigurări că nu se... Ai, mă, ce asigurări? Ce, era gata, la revedere. Și tu ai văzut, dacă urmărești filmul adevărat, ea când stă în stufă acolo cu milițienii, întreabă, a venit Iliescu? Da. Deci știau. Da, și de ce bolă așa? Deci așa, la Revoluție, pe tata l-au luat aia din CC oamenii și l-au pus în... FSN, în Frontul Salvării. Și pe... A, mă rog, da, numărul, cea de... da. Așa. Da. Înțelegi? Și el, bă, eu ies. Zic, bă, dacă ieși, te bagă la pârnaie. Zic, tovarășul tău, te bagă la pârnaie. Nu știu ce. A, da? Da, bineînțeles. Și eu i-am spus următorul lucru. Și el mi-a spus, bă, atunci dacă nu mă duc la pârnaie, toată istoria mă va condamna ca pun trădător. Adică cum toți sunt acolo și eu sunt... n-am cum. Am fost lângă ăla, am fost al doilea după ăla. Dar unde te-a prins Revoluția? Îți explic așa. Stai puțin. Și Iliescu ce m-a deranjat? Așa, zic că dacă Iliescu îi spunea, bă, mâncați-aș gura ta, du-te că tot vrei și că asta e, că nu știu ce. L-a luat cu șustă, l-a băgat cu aia și îl sună și îi spune, Paule, să fii demn la pârnaie, să nu ne facem de râs. Serios? Să n-am parte, mă, du-te, Doamne, iartă-mă. Dar nu toate la Grația după aia? Adică... Nu la Grația, și-a făcut... Pe, iau ce-am găsit aici. Ce? Așa am găsit. Nu e minciună, și-a făcut cei 5 ani care i-a avut. Nici o grațiere. Nu? Nu a dat niciun fel de grație, pe avea curaj să dea. Adevărul e că liniștea au dat. Fricosul ăsta. Hai, mă!
Ion Oane, cum să dea grațiere? Report la... Chiar voiam să întreb, să o clarificăm pe asta, pentru că pe foarte multe nici site-uri da, apare asta cu grațiere. N-avea curaj! Ia stai mai așa, poate am citit, dar nu cred. Tu zi acolo. Păi n-avea curaj, îi spun eu, nu, îl mâncau. A încercat să ia vile, să le lase vilele și s-a suicidat a doua zi. Mhm, mhm. Zi-mi cu Revoluția, unde te-a prins? Și dacă ai vorbit cu Nicu în zilele... Sau nu, înainte de asta, zi-mi după ce a fost numit la Sibiu, te-ai dus vreodată pe la el? Nu. N-ai mai... Nu. Nimic? Nu. Nu. Că știai ce se întâmplă. Nu, nu m-ai mai interesat. Nu? Nu, ce, mă duceam la Frankfurt cu... A, tu cu orchestra. Cu orchestra filarmonică? Da. Am înțeles, o luase deja, da, pe partea și aia. Nu m-a interesat pe mine, ce să fac eu? Ce, să mă duc la Sibiu, să ce, să mă fac? Mm-hmm. Deci v-ați ne întâlneam pe stradă, vorbeam, ce faci, ce nu știu ce... 87, că asta voiam să, anul nașterii mele, fusese numit la Sibiu. Deci, da. Până atunci, să zicem că ați mai avut ceva treabă în ultimii 2 ani... Da, nu, după aia la Sibiu nu m-am dus niciodată, vorbeam întâmplător cu el, adică dacă ne întâlneam, nu ne căutam, nu. Nici nu vă sunați? Nu. Aha. Nu, eu i-am spus atunci când am și am zis, bă, eu mă duc în la tovarășii mei pe afară. Și tu planuiai să rămâi afară? Da. Și de ce nu ai rămas? Pentru că am zis să mă șutesc când termin cu tata și cu ăstea. Dar mă întorceam dacă era Revoluția. Mm-hmm. Deci spuneai că de vreo... Eu nu prea suportam să stau afară, dar ți-am spus, mă deranjeau multe chestii care erau aici și plus presiunea care era. Că era nasol. Nu știu dacă el reușea să achite și făcea... Păi a achitat-o. Păi da, de el vrea să n-a mai apucat să facă... Banca aia, demența aia. Aici nu spune și mai am o bubă cu Nea Ilici. Ia zi. Că i-a lăsat câteva miliarde acolo pentru alea care unde sunt. I-a luat mama de la Cernica. Ei, eu fi luat doar Miliescu pe ei în... Și mai... Bă, iar mă apucă... Pactul ăsta pe care... Vezi, asta e de fapt, bă, furați, liniște, frumos... Să facem în primul rând că eu regret o chestie, că nu știu cum eram dacă el reușea să facă ca fondul monetar să dea bani la Țările Arabe, dar dacă reușea să ducă, să facă Bucureștiul port deschis. Mă, Sergei, ce să mai reușească la cât avea 80 și... Păi știu unde s-a oprit, la Budești. Da, știu, nu, dar asta cu toată nebunia lui. Păi poate rămânea cuiva care rămânea, că cred că îi dădeau un succesor. Țările Arabe și... O lăsa cuiva, că doar nu o făcea să ducă. Deci, nu, întrebarea e că... Părerea mea... Uite, vorbind cu la... N-am stat de vorbă cu el. Ce vorbești cu toți în minciuni? Că nu acum... Nu s-au vorbit toți să-l denigreze. Ascultă-mă puțin. Nimeni nu vorbea cu el, domne. Adică cum? Toți îi raportau și atât? Dacă aveau curaj. Îți dau două exemple. Te rog. Eram la mare. Și îl așteptam pe Nicu să mergem să... Bem, normal să mergem la popasul, că prea relaia n-are importanță. Și ne întrebă Valentin, unde este? La mare. Face anticameră la tata. Cum îți face anticameră la tata cu tona aia? Una la mână, ca să-ți mai dau una care aia nu o să iei toată viața. Făcea el mamuția, nu știu dacă știi, mașini, cea mai mare mașină, da, cu piatră, da, cea mai mare combină, cea mai mare... Da. Făcea el nebunile, megalonie, dar le făcea cu români. O mare chestie. Și erau un ministru agriculturii, cu ministru, erau vreo 4-6-5 miștri, eu eram întâmplător, treceam pe acolo, m-am oprit să vorbesc cu ei și intra la Ceaușescu. Și spuneau toți, bă, nu putem să o facem. Combina care și-a explodat de fugea aia, să ținea de geantă și fugea, înțelegi? Nu putem să o facem. Bă, spunem toți că asta e, să facem o variantă. Când am ieșit afară, bă, ăla îl destituise pe la așa. Și ce s-a întâmplat, domne? Am invitat-o acolo, am spus că nu putem și toți ei la spatru, să poate tot așa, Nicolae Ceaușescu. Da. Astea erau discuțiile în fața lui. Deci nu exista să vină când citesc cărțile astea. Bun, mai mă sună și Mircea Opranțul Rozea și spune, băi, ai văzut ce scrie la... Nu-i... Deci toți povestesc de la oameni care 99% mănâncă.
Și oameni care au fost acolo, acum sunt morți. Dar nu știu, dar nu, dar o să avem de lucru la montaj, că câte bipuri trebuie. Asta e, mai taie din ele. Păi, da, mă, da, zdai, mă, că da, mă, nu, m-am ținut mult de tot, dar. Da, așa. Tot da, acum și tu, mulți au încercat să-și recupereze conștiințele după 89, să pozeze în eroi, păi nici nu știu dacă sunt de condamnat, că până la urmă e natura umană să. Bă, dacă ai făcut, ba nu, uite. Ai putea să taci, să fii rezonabil, să nu ieși în spațiu public, mă refer la ei, știi? Asta-i. Și nu mai lasă-ne un pic. Dar nu, unii au vrut să pozeze, să beneficieze de. Uite, pe tata l-am admirat că spui când m-am eu cu tata am început să fiu, uite, cu ăla din cravată din Baia, era Iliescu tot timpul. Că ăla, care? Meu. Care? Cu ăla, care în spatele meu. Aha. Cu ăla, frate. Mm-hmm. Ați avut o relație după ce n-am mai fost, după 90, nu? Eu la Revoluție nu m-am adus la el niciodată. Nu? La Iliescu, nu. Mihai Bujor, eu nu, la nu era cu stea copilul. Nu, vorbeam de tatăl tău, v-ați recuperat cumva relația tatăl. A, eu atunci 90. Am vorbit cu tata, da. Înțelegi? Și că începusem de ce l-am admirat. Când am mers în sală, o mare parte dintre ăștia care acum spun că se duceau și certau și făceau numele ăsta, m-am certat cu ei și m-am bălăcărit peste tot. Ai talent la asta. Păi, dar bă, când văd că ai fost acolo nu, cu vile cu mine și cu toate astea și spui că a vrut să te omoare, te-ai atentat niște bășini de astea, mă, nu e rușine nouă, mă. Mm-hmm. Ăștia care ne știm, care ne-am văzut. Păi ce dracu, când dăm telefon, vreau icre de acolo și venea cu avionul să mănânci la prânz, pe păi noi suntem să... Ce, unde, cum? A? Cum? Cum cu avionul? Veneau cu avionul la ambasade, vreau aia, vreau o Rolex, vreau aia. Așa și ne veneau și acum noi ne plângem că ne-a alergat ăla și că ne-a făcut ce ne-a făcut. Uh-huh. Ha, că ți-a luat casă la un moment dat după ce ai las o dracu de mine. Că eu astăzi, bă, măcar să avem bunul simț să nu apărăm. Da. Dar îți spun de tata. Așa. Și o parte, mare parte, ăștia se ridicau și începuse cu dictatorul și dictatoare. Înțelegi? Sala îi huiduia. Ca să vezi că și sala a fost la proces. Și tata s-a ridicat și a spus Elena și Nicolae Ceaușescu. Și zic, ce începe ăsta, bă, cu Elena? Eu eram în sală, zic, ăsta, eu cu mintea mai din fractură, tot o să evit pârnăile, nu să mă duc. El le căuta, înțelegi? Și ce a zis? Și l-a aplaudat să fie aici. Am fost comunist și acum sunt socialist utopic. Și l-a aplaudat, eu nu prea am înțeles bine ce vrea el și ce socialismul lui și... Da, în fine, deci, da, lumea a sesizat, dar, băi, vedeai pe aia când mai știau adresele, sau cum spunea Bobu, care s-a ocupat de pompieri și de alea, nu Bobu, ăsta, zi de la interne, Postelnicu. Postelnicu, da. Și cine a avut o satură, Dinca a avut o satură? Aș vrea, și pe ce am făcut, să fiu judecat pe ce am făcut și alea, și asta, și asta, și asta. Nu că m-am căcat pe mine, n-avem voie. Dar nu că m-am așa, cum au făcut-o mare parte. Ei, și când te uiți după aia, băi, că l-au certat toți, că l-au făcut toți. Bun, da, toți, da. Eroii de după. Dar spune-mi, te rog, momentul 89, zilele alea de decembrie, cum le-ai trăit? Tatăl meu, am avut ce treabă, am fost pe stradă. Erai treabă sau era tot așa blării? Nu, beam șprițul, că steam în Romană, dar mergeam pe acolo, prin prea toate demonstrațiile alea pe acolo. A, erai și tu? Da, eram pe jumătate de la direcția 5-a. Pe cuvântul meu de onoare. Da, păi. Păi eu au făcut-o. Nu știau care e treaba. E, nu, știau. Dacă reușește, dacă nu reușește. Nu. Cât reușește? Nu, știau. Știau. Păi spun de ce știau. Ia. Dar iar mă jur revoluționare și nu vreau cu oamenii săraci au fost adevărate acolo. Da, mă, băi, nu, hai să separăm. Unii au crescut în idealul ăsta frumos al revoluției, bă, nu, mă, da, oameni, alții au fost în piesă. S-au sacrificat săraci, deci unii au, lăsăm morții, deci, să se odihnească. Da, eu îți dau, îți spun o întrebare. Miliția te lăsa să vii la Intercontinental, cordonul te mai lăsa să ieși. Mm-hmm. Păi cum? Păi rămâi acolo. Adică, că se strângă. Păi. Păi eu n-am auzit asta. Când la ora 9:30, o mare parte din direcția 5-a și din ăștia au tuns-o. Băi, de la CC. Lasă un pic părerile de analist. Zi-mi cum ai trăit tu ca om, familia, v-ați sunat, v-ați căutat. Păi dar nu ne-a pățit nimeni nimic, ce să pățim? Păi nu mă, dar era clar că se prăbușește o lume, lumea păi, voastră. Păi se prăbușește, nu mai aveam eu treabă cu ei, domnule, da, mă, am la revedere. Idee, adică... Nu ca idee, eu am... Tot ce era reper, tot ce era în normă, se ducea... Știi cine a socră-mi eu? A. Da sau nu, ca să da, nu ce zbură? Tu normal povestește, tu zic ca și cum n-am ști ca să... Păi nu, deci, ca să înțelegi de chestii. Deci în primul rând că atunci mi-am dat seama că ești tu. Pentru că noi stăteam la Romana aici, un parterul bloc, la tot blocul la vis-a-vis de școala franceză și toate alea. Da. În fine, pe mine m-a derutat ăsta că stătea la televizor.
să înțeleagă lumea. A fost șeful spionajului românesc, pe timpul acela a avut toți banii contra lui Ceaușescu pe mână. Înțelegi, stătea la televizor. Omul plecat de la 20 de ani afară, 24, s-a întors când a fugit pe acepa. Deci omul a trăit numai afară. Da. Și cu un whisky cu aia s-a uitat la televizor. El aștepta să urmeze ce știa că se va întâmpla. Nu, dar spunea, ăsta e al nostru, ăsta e al nostru, când veneau ea de afară. Și liberali și țărăniști și alea și cealea. Eu i-am spus lui Cora, bă, zic că ăsta cred că a nebunit. Ăsta e al nostru, ăsta e al nostru, dar de ce nu e frică? Da. Că era în mijlocul revoluției. Corect. Înțelegi că avea niște Rolex-uri de pe timpul când a fost pe afară, că era cu arabii, cu alea, niște aur astea. Eu am pus într-o pungută, zic că iau acaretul, iau copilul, am putut să băgeam și îl las acolo și nu mă bate cu securitate. Deci tu ai înțeles în primele oare cum se întâmplă treaba și... Nu, stai să vezi. Așa. De ce mi-am dat seama? Și eu aveam geamul la parter așa, uite cum e asta. Și la un moment dat, bloc vechi cu ușe de metal de aia și... trăgeau aia de ușe și unul avea cu banderole astea. Și ce nu aici, că e aici Marco. Aha. După aia cu simulator sus, dacă vreau să spun și asta, că... Te rog, că atunci rog. Mi-am dat seama, deci pe blocul așa și la, cum e capătul aici, un soldat în fața la ambasada pe stradă, care zicea așa, tot făcea așa și a lăsat jaluzelele jos, că, și îi spuneam, pleacă mă dracu, că dacă trage de pe bloc te ia. Și el numai așa, numai așa, numai așa. Și zic, mă duc sus pe bloc să văd cine trage de emoții, și mi-a spus, asta, stai mă liniștit. Și mă uitam, bă, dar cum trage în continuu și nu uiți sare o hașche de nimic, de nimic, de nimic, de nimic. Da. Și după aia, derulând filmul, cred că a început din ce în ce mai mult să vezi. După aia am văzut pe ea de la direcția 5-a care fugiseră, că au venit pe la 9 dimineața, i-au plecat, înainte de să aibă discursul. Uh-huh. Și au aruncat pistoale pe nu știu unde, m-a dus, n-a luat pistoale și după aia îi luase pe stadion să-i împuște, că a fost să-i împuște. Facem o paranteză. Facem la invocatul, eu nu m-aș fi dus acolo, că s-a vorbit atât de mult, dar poate găsim ceva element de noutate. Pacepa. În Orizontul Roșii și în celelalte am... 99% minte. Da, bun, confruntat și cu datele altora care au studiat problema, până, e clar că a exagerat, a mințit, a vrut să denigreze cu bună știință și pe Ștefan Andrei și pe... Da, și ce a făcut el, că era el atuns-o... Întrebarea era alta. Ce eco a avut în interiorul sistemului fuga lui? Adică cum ați perceput-o voi? Vorbeați despre asta? S-a auzit? Cum să nu s-a audă, domnule? Nu... Mă întreb. Deci Ceaușescu a venit atunci... Atmosfera aia bahică acolo vă păsa vouă de treaba asta? Nu, pe mine chiar nu mă interesa deloc, dar Vinicu și a zis... Eu știam bine pe Fisa, că era colegă cu mine la arte plastice. Da. Și pe el știam că era... Da. Și a zis, a fugit pe așa, zic să fie sănătos, nu mă interesa pe mine. Și a zis, bă, au zis ăștia că ne-a costat mai mult decât cu tremur din 77. Pe a trebuit să le tragă toate rețelele de afară, plus că aici nu spune nimeni că au fost și mieliți afară din cauza lor ăsta. Da? Absolut. Mm-hmm. Prin țările latinoamericane, pe aia mai, care aia mai prinse jucat. Mai... Nu, nu s-au mai jucat. Mm-hmm. Înțelegi? Deci aveam cea mai mare rețea făcută. Da, e adevărat că l-a trimis, nu știu dacă știi, l-a trimis pe Ștefan Andrei să rezolve într-un fel situația în America și a obținut acest acord ca... în țară familia lui Pacepa să fie protejată și Pacepa să nu fie exploatat în deschis, nu, adică ei, să nu publice. Pacepa nu l-au găsit și la familie nu s-a întâmplat nimic pentru că erau 100% monitorizați de către americani, uh-huh, și de către ruși. Da. 100%. Îți dai seama? Te întreb, adică vă joc cartea naivului acum ca să... Ca dovadă că imediat la Revoluție a venit un avion. Primul care a luat-o pe familia Pacepa și pe cine? Pe Dana Borilă, fosta nevastă a lui Valentin Ceaușescu. Mm-hmm. Da. Și i-a scos. Înțelegi? N-avea cum e pe el. El n-a mielit pe nimeni. N-a mielit pe... Adică, îți mai dau un exemplu, că am spus de mie de ori. Nu le făcea da, nimic. Da, asta a mai adăugat la problema evidentă de percepție a lucrurilor. I-a amplificat tovarășului... spaimele, angoasele, sentimentul trădării. Nu, vedeți mă că s-a dat în primul că adică el... ați sesizat voi un schimb de no, o schimbare de ritm? Nu, da. Nu, da, gândește-te că nu vorbeam cu așa ceva. Nu. Gândește-te că practic el conducea lumea în perioada aia prin spionajul care avea, pentru că el făceau toți prin el. Mm-hmm. Înțelegi? Adică a fost, știi că a făcut pacea între arabi și ăia, a făcut că toată lumea spune nu, când îi văd pe la televizor că spunea că l-a culcat regina, că a furat bibelouri și alea, imbecilitățile alea. Mm-hmm. În primul rând că, bine, un om care nu știe niște reguli de protocol, că nu vine și te culcă regina la ea în casă. Are apartament prezidențial da, mă rog, care e vii. Da. Păi,
oamenii știu că nici măcar acolo tu nu mănânci din mâncarea lor. Mm-hmm. De la Gheorghiu, deci când l-au radiat rușii, președinții de stat, cei care veneau aici, ei stăteau la masă așa, dar fiecare avea mâncarea lui, apa lui, pasta de dinți, absolut tot a lui. Da. Și cum să fură la bibelou, ce să facă la bibelou? Adică niște imbecilități de-astea și niște cretinități. Dar care a fost cea mai apropo de asta de care a fost cel mai mare neadevăr care s-a spus public, cea mai mare exagerare despre perioada aia, despre familia Ceaușescu și așa mai departe. Deci cea mai mare care am auzit o eu că îi făceau injecții cu sânge de copil și că ea făcea baie. Întrebul ăsta, eu m-am dus imediat după Revoluție la Hamburg, cu tendințe de căpătuială. Normal. Oficiale, sau cum se spune, necorecte. Așa, ilicite. Ilicite. Și mă căuta un istoric. Și tot venea acolo cu unul, dumne, ești băiatul lui Mizil, nu mă, dă-i dreac cu mine, că e umorul bine, că i-a făcut, eu știa ce vrea ăla cu mine. Aha, ce intenție are, corect. Da, eu am făcut un restaurant acolo, vindeam niște obiecte care erau bune, înțelegi? Și... Dezapuiez, n-am înțeles nimic. Nici eu. Așa. Și zic, până m-am plictisit, da mă, eu sunt ce vrei. Dom'le, am trei întrebări, că nu înțeleg, eu ca istoric nu înțeleg. Da. Cum, apropo de ăștia, cum două persoane au ținut 22.000 de oameni în mână când văd că n-a fost niciun securist, niciun membru de partid? Corect. Dar toți au vrut să-l omoare pe ăsta. Da, toți au luptat cu Ceaușescu din interior. Zic, mie e foarte greu să-ți explic chestia asta. Întrebare de bun sens. E o chestie de, da, de... Așa e neamul nostru, suntem luptători în noi. Da, înțelegi? În intimitate. Da, și după aia m-a întrebat asta, dacă aia făcea baie în... Mamă, până acolo ajunsese? Da. Legenda? Și că dacă se injecta cu sânge și a zis niște imbecilități, mai ai văzut cum arăta că să se injecteze cu nămol în gât. Deci lumea nebună. Bun. Și acum tu vezi că nu, că trăiește, că se întâmplă. Tu nu vezi ce se întâmplă acum? Lasă-mă, că asta le are tot fiecare popor. Elvis trăiește, păi în sănătie. Nu. Uite-te la asta. Avem voie să vorbim de rus sau nu avem voie? Cum adică să nu avem voie despre orice? Păi eu știu, poate ești la... Bine, să nu încep să zici că Putin e genial și nu știu ce. Nu, că genial. Știi că avem propaganda oficială și trebuie să ne ținem de ea. Nu, eu nu spun că e genial. Glumesc, mă. Câte boli are, mă, murimea, măsa să moară. În fiecare zi, la rinichi, la ficat, cancer, la ploapă. Să uita oia la televizor, să uita în ploapă, are o dungă, da, gata, trebuie e diabolizat, calit. Trebuie... Da. Păi tot, tu nu vezi ce lume nebună? Are la toate bolile care există pe lume și nu moare. Da. Ghinion. 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 Lasă că avem noi. Dar tu nu vezi cum... Ce, așa, adică, exact chestia asta o folosit-o... Păi și atunci te mir, că ne mai mirăm că a rezistat și de ani comunismul în România. Uite că poporul îndură, planeta îndură niște elemente mincinoase până la... Bă, da, am ajuns la niște fapte în care am plecat cu unii la munte și unul a zis cu ăla, unul a zis cu ăla și ăia care au zis că n-au fost cu... Zic, bă, doar ce au făcut bacale și au plecat. Zic, bă, sunteți nebuni, doare pe aia, n-am voie să spun ce de voi. Cum să ne certăm pentru doi derbedei din punctul meu de vedere? Da, chiar, da, da. Bun, hai să revenim la 89. Cred că o lăsăm pentru ultima parte. Dacă să închidem discuția despre imaginarul în care ajunsese să trăiască și total desprins de realitate, crezi că ar fi putut să facă lucrurile altfel? Crezi că ar fi putut fi în România un socialist cu față umană pe care îl visa Iliescu? A greșit undeva? Bă, mi-e greu să spun, pentru că atunci eu o judecam complet altfel, când am văzut și chiar eram mult împotrivă. Văzând ce se întâmplă acum, m-am cam sucit în... Adică ce, poporul ăsta poate fi strunit doar așa? Nu că strunit, dar uite ce se întâmplă acum, că ăștia, practic, nu mai existăm ăștia. Au ras tot ce a făcut ăla, rene. Adică ăla a făcut o, poate să zic lumea ce a făcut, o industrie foarte puternică, făceam absolut totul. Mă refer la partea cu învățământul, nu? Un om de la țară, acum nu mai poate să studieze niciodată în București. Atunci avea cămină, avea masă, avea servici, avea toate alea. Litoralul care a făcut tot ce a făcut ăsta, care ăștia n-au putut să vândă în 30 de ani ce a construit ăla.
Da, și... bun, nu știm cum ar fi arătat România dacă... Dom'le, este puțin, și o chestie care mă deranjează, ăla poate să zică ăștia orice, a fost patriot. Ce înseamnă patriot? Patriot, adică ăla nu accepta să ne calce nimeni pe bătătură. Inclusiv cu rușii s-a luat în 88. Asta da. Da. Păi mă uitam acum, mă gândeam azi dimineața acum, dacă era Ceaușescu și venea președintele Ungariei și făcea ce a făcut pe aici. Păi nu venea. I-a mâncat, păi i-a mâncat de vii. Știi că le-a spus că în două ore la Budapesta când s-a enervat? I-a mâncat de vii. Am avut și noi o reacție palidă a Maia, bă, că nu se face. Ce exclus, suntem zero. Uh-huh. Păi să-i cânte lui, cu naționala să-i cânte lui imnul. Jupuia. Da. Eu eram da. Prieten și cu aia care erau de origine maghiară de pe timpul ăla, Fazekas, Banc și toți aia. Păi n-aveau curat să vorbească în crește decât ascuns și în casă. Și... Da, zi-mi așa, cât din ce a fost nasol a fost din cauza ei, că a mai fost și ăsta refugiul argumentativ după 90. Dom'le, ea era de o răutate, no. Ea era, totul era din cauza ei. Nu. No. Ce nu? Nu, eu zic că stăteau de părerea mea, că stăteau de vorbă pentru că erau 24 cu 24 împreună. Se alimentau reciproc. Se alimentau și erau mințiți de ăștia și împinși de anumiți oameni. Ei au avut o chestie care eram înțeles că și nu cu avea pe asta și spuneam tipul, ei aveau încredere în securitate, mă, și în postelnicul și toți de BD. Da, domne, eu mă certam în continuu, bă, ăștia vă leagă. Că am avut discuții că am zis la pușcărie și am martori, că astea, bă, până la urmă auzeași la pușcărie și asta și... Înțelegi că sunt prea lepre. Încredere? Adică la ce, cum ai a decurs discuția până acum, încredere mi se pare un cuvânt foarte mare. Da, dumneavoastră avea încredere. Dacă venea băla și spunea, îl credea 100%. Păi de ce? Eu știu, aveau încredere. Și le spunea că stau toți ziua cu ei în casă, ce le vorbea la ureche, ce le cânta, ce le făcea. Da. Adevărul că m-am uitat și eu peste stenogramele alea de când a început, ce a început la Timișoara. N-ai cum să înțelegi discuțiile alea, cum el le spune să trece, aia vin cu fanfara, toate ordinele alea neînțelese, el pleacă în Iran. Păi că anunță că e bine. Ea, că da. Anunță că e bine, adică da, trăiam falsul ăsta. Sigur, păi îl mințeau, păi și când a vrut Nicoace a spus că e bine. Da? Bă, ți-am spus că eu nu înțeleg pe aia, bă, să nu-i spun copilului meu, că a vorbit Nicu, ce mi-a spus că a vorbit cu... Să nu salvezi pe copiii mei. Să încerci să-i salvezi, da, dar putea să-i spună, bă, ăla era pilot de vânătoare. Sibiu avea avion, luam un avion, ăla în 3 secunde era la unde vrea. Da. I-a spus, nu-i nimic. Și îi fugeau de pe ăla. Da. Adică nu știu, niște chestii foarte, nu le-am înțeles, niciodată nu le-am înțeles. Și cu toate că era un om foarte simplu. Așa la, cum să spun, la case, la cum mânca, ce bea, ce făcea. Am văzut, dar... Nu, ce arată ăștia? Eu am fost în casă acolo, aveau și într-un colț nu, acolo. Nu, am citit și mărturiarele bucătăreselor, nu era vreun sofisticat. Nu, dar, nu, da, nu. Da. Ce erau în casă tablouri și alea erau de la muzeu care le puneau Grigorescu, Lucian, dar nu tablourile personale. Adică, bă, mi-am cumpărat o tablou să mi-l pun. Uh-huh. Venea un arhitect care îi punea toată treaba aia. Dar, da, nu știu, pe mine eu am multe enigme de ce s-a întâmplat. Ori a crezut, eu știu la ce m-am gândit, o chestie? Chiar și-ar fi și dorit finalul ăsta. Adică ceva care la scara istoriei poate să-i mă... Păi la scara istoriei rămâne la scara istoriei, adică, nene. Da, istoria altfel de a așeza lucrurile altfel decât... Și așa arătat, credem noi în clipa de așa arătat că el, cântând internaționala, da. Că asta a fost și asta a făcut. Și ai văzut cum îi spune? Ai văzut cum e destinul? De aici am plecat, aici murim. Că vrăjeală, că se uita la ceas, că luam măsa, că luam alin cum nasul, că venea oia nu. Era clar, el știa că îl mierlește, fără niciun fel de discuție. Înțelegi? Și atitudinea aia care a avut-o, de asta spun că el discuta cu ea. Eu acum din ce m-am uitat, că m-am uitat de vreo 2000 de ori la filmul ăsta cu mascarada aia care a fost de proces și cu leprele aia care ce-au putut, că n-a fost proces. Hai că discutăm acum despre proces în ultima parte. Stai așa, două secunde. Dar ai văzut cum o ținea de mână și cum o pondera? Da, adică da. Era clar ca o relație. Nu, eu nu mă țin la 80 de ani până bastă mea de mână. Îi fac vânt să... Bun, acolo să și produseseră niște... Nu contează, nu, dar cum apăra. El o apăra în continuu. Da. Avea chestia asta de a o proteja. Da, chiar, hai să închidem partea asta. Spune-mi așa, uite acum la 30 și mai bine de ani de la Revoluție. Care sunt cele mai mari semne de întrebări pe care tu încă le mai ai și la care nu ți-ai răspuns nici cu ajutorul anturajului după 90, nici cu după ce ți-ai recuperat relația cu taică tu, nici, adică au rămas încă pregnante și nu se leagă.
Ai de asta la care te mai gândești, așa, când... Nu, mă gândesc... După aceea zile foarte intens. Nu, mă gândesc că au scăpat toți ăștia care au făcut crime. Că, de exemplu, militarul să-l cheme pe Trosca, care îl urmărea și care a făcut și să-l decapiteze, nu știu dacă ai văzut filmul, că ceva îngrozitor, ai văzut-o cu țigările stinse în cap, cu toate alea, cu toate alea, și să scape, plus toți aia care au fost în Ministerul Apărării. Aia toți trebuie... asta a fost crimă. Adică n-a mai fost revoluție. I-au chemat să-i mierlească, da? Da. Cu banii lui Ceaușescu s-a demonstrat că n-a avut niciun ban, care eu știam de la început că n-a avut niciun ban. Înțelegi? Pentru că... Nu el personal, da. Nu el personal, da, nu. Banii au fost ai statului român. Îți explic de ce. Socră și cu încă două persoane aveau conturile lui Nicolae Ceaușescu. Da? Ne-a dat Băcanul, ne-a dat Băcanul. Da. Ca să vezi și pe ăștia cum sunt. Eu înainte, cu două luni de astea, am făcut o expoziție, în fine, a fost și ăsta Sergiu Nicolescu și mai mulți ăștia, și venea și Iliescu. Și zic, bă, vine Iliescu, eu îl bag în sală. Socră-mi, bă, mă aud de la, mă împușcă, mă face, plec. Lasă, bă, mă doare pe mine, n-am voie să spun unde. Și vine Iliescu, pe mine mă interesează, n-am nicio funcție, nimic, nu știu. Și imediat în noaptea Revoluției, bă, vină repede să mă duci la Iliescu. Eu nu te duc, bă, la Iliescu, te singur, să-ți trimite mașina. I-a chemat să predea banii. Și de unde am știut exact că după aia l-a prins Băcanul după nu știu câte luni sau un an, că el a spus, n-ar cum să ne prindă, că avem nume conspirative și ca să pună cap la cap trebuie să fim toți trei, că fiecare avea o porțiune. Și le-a aflat numele și l-a dat în ziar și au început să sune telefoanele, să facă toate alea nebunii și mi-a spus, nu, doamne, toți banii s-au predat la Nea Iliescu. Despre ce sună? Nu mi-a spus niciodată. Nu? Nu. Nici n-am intrat în amănunte. Eu mă gândeam în mintea mea, dacă aveam un cot, mai mă găsea nimeni. Nici pe mine, nici pe Iliescu. Bun. Hai să lăsăm ultima parte despre concret ce s-a întâmplat în primele zile de după Revoluție. Povestea dramatică a lui Nicu Ceaușescu, cum v-ați reîntâlnit și ce a urmat după, în ultima parte. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit.